prefect al instituției prefectului Dolj. An de an ne încântă cu lucrările domniei sale. Îl așteptăm și în următorii 30 de ani să vină. Și eu personal, domnul Turache, eu personal, să știți, dintre toate tablourile astea care le aveți dumneavoastră, l-aș accepta cu drag ca dar ce... Cred că ăsta este și mai frumos. Da. Da. Am făcut 4 dintre excursiile de la Sădăniș. Este splendid. Deci e un tablou extraordinar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ne-ați onorat cu prezența și cu lucrările dumneavoastră. Mulțumesc pentru bună voința dumneavoastră și pentru calitatea dumneavoastră. N-am fost bună voința, cu plăcere. Bună voință și plăcere și mi-am dat seama că sunteți un om orientat și încă pe artă, pe lângă temele județului, și că sunteți un pitor de artă și un de cultură. Mulțumesc și eu. Această clădire atât de frumoasă, din punct de vedere arhitectural, creată în stilul neoromânesc, cum se zicea la începutul secolului trecut, această clădire a fost în 1915 destinată a fi și palat cultural al Craiovei. Așa că, odată cu înființarea Muzeului Oltenia în 1915, o parte a acestei clădiri era deci pusă la dispoziția tuturor actelor de cultură. Și cred, mai mult decât atâta, că ceea ce se face astăzi nu este decât o refacere, o restituire a acestei funcții pe care o are clădirea aceasta și instituția prefectului județul Dolj. De aceea mă bucur foarte mult că domnul prefect îmbină foarte bine nu numai munca administrativă, politică, dar și pe cea culturală, pentru care suntem atât de datori în zilele de astăzi și care, cred eu, este factorul primordial al sufletelor noastre înainte de marele centenar al Unirii din 2018. Deci, cu această ocazie vreau să spun că ați invitat aici să facă expoziția aceasta pe domnul doctor Marius Turache, nu numai în calitatea pe care o etalează astăzi de mânuitor, să zicem, al Pernelui pentru ceea ce e mai frumos și mai gingaș în viață și în anotimpurile frumoase ale vieții, ci și pentru faptul că mai înainte a avut niște expoziții extraordinar de frumoase în care a dezvoltat, a reliefat istoria noastră național. Cred că are cele mai frumoase portrete ale marilor voievozi și mai ales ale celor care făceau parte din neamul basarabilor craiovești. Aici mă gândesc la Matei Basarab Constantin Brâncoveanu și îl las în continuare să mai facă câteva expoziții din acestea, căci tablourile acestea, deja unele sunt intrate în anumite lucrări, sunt cele care, de fapt, ne dau nouă identitatea orașului Craiova, orașul care stătea în bipolaritate cu București înainte de 1859. Încă de aici încolo pot să mai adaug faptul că domnul Marius Turache este expresia sentimentului de oltean. Întotdeauna oltenii au avut un spirit liber, un spirit de independență și de aceea astăzi cei care încearcă să ne dea nouă imaginea acestui spirit așa, nu se pricep atât de bine, căci au mutat, să zicem, Oltenia din sudul țării în nord-vestul României. Așa că vedeți dumneavoastră o asemenea expoziție, acest act de cultură nu face altceva decât să înfrumuseseze viața noastră, viața urbei și, bineînțeles, să ne dea și un etalon al valorilor artistice din zilele noastre pentru Oltenia. Domnul Marius Turache, din câte îl știu eu, că eu sunt mai în vârstă, așa, nu este la prima sau la a doua. Are câteva decenii de creație. Eu l-am cunoscut pentru prima dată când a restituit
pictura murală a clădirii de pe strada Unirii, unde este Institutul de Cercetări al Academiei Române. Deci, încă de când era student, avea niște inclinații și aptitudinele de artist, de pictor, erau desăvârșite încă din acea perioadă. Vreau să mulțumesc tuturor care au fost alături de mine în toți anii aceștia. Mă refer la împrăștul Pibuța Ciopota, la împrăștul Miriam Popescu, la directorii celor mai mari ziare de la Atenia, mă refer la Jurnalul Național, la Lupa, la Indiscret, care sunt cele mai importante ziare, la, și la celelalte care au fost chiar de ora mai rar, de asemenea televiziunilor care sunt aici. Vreau să vă spun că seva mea, într-adevăr, se trage din zona vârsteștilor. Încerc să creez o lume de forme și culori, care sper să ajungă la sufletul dumneavoastră. Întotdeauna am fost modest, nu vă cer nimic, vă cer să priviți și să vă bucurați ca și mine de frumusețea sentimentele emanate de primăvară, în principal. Vă mulțumesc frumos pentru